Autoritățile spaniole din Castellón fac apeluri către românii din regiune să se vaccineze. Numărul mare de cazuri de COVID-19 din rândul comunității românești a devenit o preocupare pentru administrație, iar presa îi arată deja cu degetul pe comportiți. Cu mai multe informații despre situația din Castellón vine acum colegul meu, Felix Damian, corespondent al FNews în Spania. Bună, Felix! Care este situația sanitară în rândul românilor din regiunea Castellón? Ioana, știm că în ultimele săptămâni au fost înregistrate sute de cazuri noi de COVID-19 într-o regiune cu o vaccinare care a ajuns la 91%. Din 900 de cazuri pe săptămână, aproximativ 220 sunt români. Iar dintre aceștia, spaniolii au observat că doar o treime sunt imunizați împotriva COVID-19. Asta a dus și la o ocupare de 70% a secției COVID de la spitalul din regiune, doar cu cetățeni români. După ce au văzut cât de mare este incidența în rândul românilor nevaccinați, autoritățile sanitare spaniole au început să distribuie la Castellón broșuri în limba română și să organizeze puncte de vaccinare în centre comerciale. Sunt curioasă ce spune presa spaniolă și cât de afectată este de fapt imaginea românilor în Spania. Faptul că România este una dintre țările cu cea mai mică rată de vaccinare a fost un detaliu care a atras atenția presei locale din Castellón și care a scos de mai multe ori pe prima pagină problema românilor nevaccinați din regiune. Mai mult, presa din această regiune cu 38.000 de români critică și pasivitatea autorităților române, care nu par să sprijine în mod activ campania de informare demarată de administrația spaniolă. Foarte mulți români din Castellón se simt luați în colimator acum, mai ales că provincia Castellón a urcat și pe primul loc la incidența COVID din Spania, cu 110 cazuri la 100.000 de locuitori. Situația este destul de delicată și de aceea l-am invitat în direct pe Manuel Păduraru, român din Castellón, președinte de asociație și fost consilier local acolo. Bună dimineața, domnule Păduraru! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Cum se simt compatrioții noștri din Castellón când sunt, iată, arătați cu degetul de presa locală? Cum ar trebui să înțelegeți deja, nu se simt foarte pozitiv, pentru că nu este un motiv de mândrie și, din nefericire, în ultimele zile se pare că presa locală și-a pus ținta pe comunitatea românească de aici și, așa cum ați precizat înainte, în această săptămână de 3 sau 4 ori au apărut știri legate de acest subiect, inclusiv pe prima pagină. Și ce spun spaniolii pe care îi întâlniți în fiecare zi acolo atunci când văd aceste știri despre românii care nu vor să vaccineze sau care nu s-au vaccinat încă? Opiniile sunt împărțite. Foarte mulți spanioli au acceptat integrarea românilor aici și au foarte mulți prieteni care sunt în relații foarte bune și știu că știrile nu sunt, să zic, 100% reale. Într-adevăr, procentul de români care sunt infectați și nu sunt vaccinați este destul de mare, dar trebuie să ne gândim că este o comunitate destul de importantă. Cifrele oficiale vorbesc de 38.000 de români, dar eu cred că sunt cel puțin 10.000 mai mult. Într-o provincie cu 500.000 de locuitori, aproape 10% comunitatea românească este prezentă aici. Contează așadar orice mișcare, să spunem, în comunitate, dar cum este gestionată criza aceasta de imagine, să spunem, de autoritățile române din Spania și ce așteaptă românii din Castellón de la ele ca să rezolve această situație? Din informațiile pe care le-am înțeles că au fost câteva reuniuni între autoritățile sanitare și politice locale cu reprezentanții consulatului și cu reprezentanții comunității, dacă am putea să spunem așa, am înțeles că în principiu s-au întâlnit cu reprezentanții comunităților religioase și, din păcate, presa locală se pare că a început o campanie disproporționată de mediatizarea faptului că românii nu sunt vaccinați, nu vor să vaccineze și că autoritățile românești nu vor să se implice. Deci, informațiile pe care le avem sunt din presa locală, unde critică reacția autorităților române. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Păduraru, aici la Aleph News și vă dorim succes în continuare și să sperăm că această criză se va finaliza cât mai curând. Și eu vă mulțumesc, sunt convins că așa va.